Salutare, dragii mei și dragile mele, mă bucur să fiu alături de voi la un nou interviu pro. Astăzi am lângă mine o invitată legată, este specialistă în numerologie și ne va spune ce să facem cu aceste colaborări din business. Pentru că tuturor ne plac colaborările, tuturor ne place să știm că oamenii pe care îi alegem ca și parteneri să fie ok, ca și poate angajați și așa mai departe, cu oamenii cu care să colaborăm. Așa că ea astăzi ne va prezenta, ne va spune mai multe despre cum putem să combinăm numerologia cu aceste colaborări de business. Dar înainte de a-i adresa întrebări, am să vă invit, dacă și voi vreți să participați la interviul pro, ei bine, să intrați pe pagina de Pro Business, pagina, nu grupul de Pro Business, aveți butonul aici de rezervă acum, apăsați pe butonul de rezervă acum și se va deschide o pagină în care voi puteți să alegeți, după cum poți vedea, alegeți aici 30 de minute, dați click Pro Business și vă alegeți o zi și o zi și ora când vă este mai bine pentru voi, dar nu este interviul pro, ci este o discuție în care să vă cunoaștem, să știm ce anume aveți de care este povestea, care este povestea voastră, ce faceți și toate detaliile organizatorice pentru a putea apărea la interviul pro. Așa că hai să nu mai lungim și să-i spunem bine ai venit, Alexandra. Bine v-am găsit! Bună ziua tuturor! Ce faci, Alexandra? Cum ești astăzi? Uite, foarte bine! Am terminat ceva treabă tot așa pe numerologie și m-am pregătit pentru interviul nostru. Să înțeleg că deja a intrat în pâine, așa că și noi vom face acest lucru și mi-ar plăcea să știu cum a început povestea ta de antreprenor. Păi, a început acum mulți ani, undeva prin 2013, am început organizarea de evenimente. Eu făceam ceva parte de evenimente, doar că eram angajată undeva și mă ocupam și de acest aspect, iar prietenul meu, actualul meu soț, la momentul ăla acesta, mi-a zis, dacă tot îți place atât de mult și te pricepi până la urmă și îți ies, de ce nu ai face un business din asta? Iar așa, eu într-un moment de nebunie, dacă îi pot spune, pentru că eram abia sosită la Brașov, necunoscătoarea orașului, am deschis o formă juridică prin care am început să organizez evenimente. Mă gândeam eu atunci că o să fac și nunți și botezuri, nu doar cursuri, cum fac în prezent și cum fac de 10 ani de zile. Dar nu a fost pentru mine partea de nunți și botezuri și atunci am făcut și fac și în prezent cursuri. Pe lângă activitatea mea de trainer, de formator și de consilier. Și de numerolog, bineînțeles. Asta și cum s-au îmbinat cele două? Organizarea de evenimente, trainer, da? Cu numerologie. Păi n-ai cum, că organizarea de evenimente e pe partea de cursuri de dezvoltare personală și spirituală și atunci, practic, am avut diversi maestri și încă am, de la care am învățat diverse lucruri. Și tot învățând și practicând și discutând în stânga, în dreapta cu unele persoane, mi-am dat seama că îmi place foarte mult să fac partea aceasta de a trăinui, cum se spune, dar și partea de consiliere. Efectiv, a venit de la sine. Oh, ce fain! Înainte de a îți adresa următoarea întrebare, nu știu cine ești, așa că dacă vrei să ne spui numele, bună, te salutăm și noi și mulțumim că ești alături de noi. Și mai era Cati. Bună ziua, Cati! Mulțumim! Dacă aveți întrebări pentru Alexandra despre numerologie, despre business, despre și așa mai departe, bună, Valentina! Bună, așa, bună! Vă invit să... Deja fețe cunoscute! Să scrieți. Exact, vă invit să le scrieți și Alexandra va răspunde cu mare, mare drag. Așa că acum vreau să te întreb cum ne poate ajuta această numerologie în afaceri, dar în colaborări. Pentru că știi cum se spune, de obicei antreprenorii sunt foarte raționali, da? Și nu prea cred în toate lucrurile astea de buru-buru, dacă le spui un pic de buru-buru, nu, eu trebuie să stau cu cealele pe pământ, da? Și așa mai departe. Păi numerologia are de a face cu cifrele.
Adică mai realistă de atât, ce să zic, dacă totul stă în cifre pentru un antreprenor și într-un business este foarte mult despre cifre. Dacă nu, fie că e o colaborare, fie că e partea de câștig, că e de profit, că e de investiții, nu contează, vă zic eu că nu aveți cum să scoateți cifrele din calcul, doar că noi ca numerologii ne uităm nu doar la aspectul cantitativ, acolo se uită matematica, noi ne uităm la aspectul calitativ al cifrelor și ca antreprenor, lucrând cu cifrele, ar trebui să cunoști toate aspectele ale cifrelor, zic eu. Deci, n-are cum să nu ne ajute numerologia. Adică, dacă ne ajută matematica, numerologia este o matematică filozofică, îi putem spune așa, și atunci trebuie să cunoaștem toate aspectele cifrelor, cum spuneam. Ne ajută foarte mult, de la chestii generale până la chestii particulare, doar că trebuie să avem câteva informații sau să cunoaștem câteva aspecte. Spre exemplu, dacă persoana care ne ascultă acum are deja un business, că ai spus antreprenor, da? Foarte important da. E să știm data de naștere a firmei, care se află în acel cui minunat certificat, spuneți-i cum vreți, da? Acel albastru frumos primit de la Registrul Comerțului, unde există, el se află în J anul, îl găsim în J, dar ne trebuie mai mult, ne trebuie și ziua și luna. Da? J-ul respectiv este complet în acel certificat, o să găsiți exact data de naștere a firmei, pentru că în funcție de acea dată de naștere puteți să vedeți da, ce energie are acea firmă. Spre exemplu, da, dacă este, nu știu, o energie de 1, atunci trebuie să devii lider cu acea firmă, spre exemplu. Sau nu știu, dacă are de 6, da. Energia atunci necesită să te îndrepți spre anumite domenii. Adică în funcție de cifrele pe care le are în firmă, asta odată, putem să vedem pe ce se pretează mai mult acea firmă. Acum, eu știu că mare majoritatea oamenilor când au deschis o firmă deja știau domeniul. Da, așa și... este. Sau măcar ar trebui să știe. Nu-l mai pot schimba. Sau ar trebui să știe, dar nu, că atunci când ai depus actele trebuia să zici un cod caen acolo, să bifezi măcar unul, nu puteai altfel. Așa, bine, acum, deschidea firma. Poți să pui mai multe coduri, așa că... Da. Așa este. Dar și chiar dacă avem un domeniu pe care l-am ales deja și de multe ori data de naștere a firmei nu depinde de noi, pentru că e în funcție de cum se procesează toate cele cereri și dosarele care se depun pentru deschiderea firmei, dar putem să aflăm contextul în care necesită făcute lucrurile în acel domeniu de business pe care îl avem. Asta din data de naștere. Dacă mai aducem și data noastră de naștere și numele firmei, care și el reprezintă ceva din perspectivă numerologică, dacă avem asociați, iarăși este foarte bine să cunoaștem și datele de naștere ale asociaților, avem un sediu social al firmei, care și el ne spune foarte multe lucruri și uite, așa avem foarte... Da, aici îți dai seama că nu o să putem să intrăm atât de în detaliu, că ar trebui să avem un exemplu foarte concret și chiar și așa nu ne-am încadrat în timp. Dar ca să răspund la întrebarea ta de cum ne poate ajuta, ne poate ajuta, cunoscând aceste informații, să știm care sunt punctele tari da, care le are firma respectivă, cum voi reacționa eu, cum mă voi raporta eu la firma, da, la business-ul respectiv, dacă am asociatul, cum colaborăm, dacă ne completăm, dacă suntem asemănători, da, care sunt plusurile, minusurile, că lumea știu că caută extraordinar de mult, ok, eu ce să scot la iveală sau nu știu, cum să-mi formulez numele firmei, și am cereri în sensul acesta. Cum să-mi aleg numărul la mașină și tot așa mai departe. Universul este unul matematic și atunci nu ai cum să excluzi cifrele din ceea ce faci. Ce interesant! Să știi că înainte de a trece la următoarea întrebare, aș vrea să salut toate persoanele, pentru că bună Andreea, bună Corina, bună Ecaterina, uite, Ecaterina ne trimite și inimioare. Avem și o întrebare de la Valentina. Ce ne poți spune despre numerele maestre? Eu sunt 33. Hey, aici e o poveste lungă până să ajungem la maestrie. Știi cum e? Până ajungem la Dumnezeu ne mănâncă sfinții. Da, chiar dacă avem cifrele maestre 11, 22, 33 și așa mai departe. Da, eu sunt 11 de exemplu. Da, dar știi cum e? Până să ajungi la etajul 6, trebuie să treci pe la etajul 3. Sau, știi, nu poți să te duci așa la 33 fără să nu-l faci pe 6. Noi reducem la vibrație, adică 3 plus 3 este 6. Așadar, fă-l tu pe 6 prima oară, Valentina, după care altfel o să stea lucrurile când ajungi la 33.
Numerele maestre sunt un subiect aparte și nu, ne-am abate, eu pot să abordez, dar ne-am abate de la tematica noastră principală. Ce pot să spun este că un perfecționism rar întâlnit la 33 și au tendința să vrea să salveze pe toată lumea, așa, cât se poate de mult și la un nivel cât mai mare. Valentina, să-i obrăjească pe toți. Dacă te regăsești. Așa. E foarte pe scurt, așa. Da. Da, să știi că mai avem o întrebare de la, Andreea, are curiozitate legată de stabilirea prețurilor, luând în considerare cifrele. Da, o întrebare foarte bună. Ne putem ajuta extraordinar de mult de cifre atunci când vine vorba de prețuri, pentru că ele sunt energie. Banii, de asemenea, sunt o energie. Deci rămânem în cadrul energiilor și este foarte bine să ne asociem cu acele energii care să intre pe fluxul banilor sau da, pe fluxul prosperității, pentru că dacă nu ne vom trezi că folosim anumite prețuri, poate alții vând același lucru, același serviciu, spre exemplu, cu același preț și au mai mult succes. Motivele sunt multiple, dar sunt și în partea aceasta de preț. Recomandabil ar fi să dea 3, 6, 8, adică, nu știu, de exemplu, dacă e 33 de lei, uite că tot a fost 33, va da un 6, da? Dacă da. Este 21 de lei, va da un 3 sau, nu știu, 210 lei. Depinde acum și pe ce anume punem prețul respectiv, în funcție de valoarea produsului. Suma trebuie să dea 8 sau trebuie să conțină 8 în preț? Ideal ar fi să dea 3, 6 sau 8. 3, 6, adică suma... Așa, suma. Respectiv, o să dea 3, suma. Păi nu punem așa, toate, că așa ar semna să punem toate cu 3 lei, 300, 3000. Nu. Adunate să dea 3. Super. Așa, să știi că mai avem multe întrebări, așa că... Întrebările tale s-au dus. Dacă întrebările mele pentru o dată viitoare. Așa. Va mai fi o a doua sesiune, deci e bine. Exact. Mai avem o întrebare. Care este cea mai bună cifră pe care ar fi bine să o aibă o societate? Păi depinde de domeniu. Acum, dacă vorbim la nivel general, tot din acestea 3, 6 sau 8, dar în momentul în care noi deschidem o firmă, sunt mult mai multe variabile pe care le avem în calcul. Unul din factori este acela care presupune administratorul, da? Cel care va deschide firma, cel care mânuiește firma. Și atunci contează și data lui de naștere. Să știi că ne-a dat, păi asta e, că ne-a dat și, uite, firma când a fost înființată. Deci 6-10-2021. Ok, stai așa să mă uit un picuț să fac matrița rapidă așa de tot. Apropo, uite, dacă pentru cei care vor să calculeze matrița, așa se numește în numerologie, pot să fac asta pe asociațianumerologilor.ro. Eu sunt și membru în Asociația Numerologilor, unde promovăm numerologia și facem lucruri foarte, foarte faine. Acum menționez că site-ul nostru încă este în lucru pentru că ne-am upgradat, dar uite acolo între cele patru butoane este un calculator. Dacă poți să dai click pe el, te rog, un pic mai sus. Așa. Teoretic, acolo. Uite aici. Pe calculator. Calculator. Se referă la calculatorul matriței, da? Și acolo, dacă se introduce ziua, luna și anul, se obține matrița și deja putem să avem câteva informații chiar și de aici. Să știi că eu 1987, fac în direct, da? Da, te rog. Așa, dă în jos și uite, aici deja ți-au apărut mai multe informații, da? Calea de destin, destinul, scopul, datoria karmică, în fine, sunt mai multe. Și pe matriță, dacă te duci și uite, o să dai click pe cei 4 de 1, spre exemplu, du-te deasupra la cei 4 de 1 și dă click, din matrița de bază, acolo unde scrie matrița de bază, nu, te-ai dus prea jos. Acolo, aici, la pătrățelul, da, așa, acolo. Exact. Și dacă dai click... Da, ar trebui să-ți arate anumite informații suplimentare, dar asta e așa o interpretare simplistă. Bineînțeles, pentru calcule aprofundate se face cu un numerolog, este recomandat. Dar să fie așa un instrument la îndemâna tuturor. Uite, apropo că tot ai deschis aici. Matrița asta de bază ne spune foarte multe aspecte despre cum anume este un om sau cum ce energie are și modul în care funcționează o firmă. E ca un mic manual de instrucțiuni al datei respective de naștere. Și cam orice are dată de naștere, scrisă sau mai puțin scrisă. Acum, dacă vorbim de antreprenoriat și de firme, clar este scrisă în certificat.
Noi avem un certificat de naștere, de exemplu, căsătoria noastră poate să aibă un certificat de căsătorie, că de aia nu mergem la starea civilă, ne dă un certificat și acolo există o dată de naștere și uite tot așa, tot date de naștere avem de a face. Sau o zi în care a început un proiect, iarăși tot o dată de naștere acolo este și da, așa aflăm tot felul de informații. Dacă ne întoarcem la exemplu... Să știți că site-ul îl vom pune și în comentarii după ce încheiem acest live ca să fie mai ușor de găsit. Cum menționa că este încă în lucru, veți mai găsi poate anumite sincope pe acolo, dar calculatorul funcționează în momentul de față. Ne upgradăm, ce să facem? Trebuie să ne upgradăm. Dacă vorbim de firma pe care ne-a dat-o, ceva pe beauty, nu am reținut numele, dar... Dacă ne uităm în matrița firmei, putem să vedem că este foarte multă energie acolo, dorință foarte mare de a crea. Uite, este născută ziua, firma este întemeiată într-o zi de 6. 6 are de a face cu, chiar cu beauty, deci este o zi foarte, foarte bună. 6-le este partea de estetic, de frumos, de echilibru, de armonie, de bucurie, să zicem așa, în tot ceea ce înseamnă ideea asta de... unitate, de familie. 6 chiar ține de frumusețe, de estetic. Și atunci, din perspectiva asta, este o zi foarte bună, având în vedere domeniul. Uite, vezi, contează extraordinar de mult domeniul, că dacă mă duc pe partea mea de firmă, la mine, nu, acolo am foarte mult de a face cu spiritualitatea și va fi cu mult mai bun un 7, spre exemplu, da? Adică nu există cifre bune sau cifre rele, depinde foarte mult de contextul pe care îl avem, da? În cazul de față, pe domeniul pe care îl are firma. Dacă ne uităm per total în matrița, acum eu nu am cum să șeruiesc, dar așa foarte, foarte puțin, are o vibrație de destin 3, iarăși o cifră de succes. Apropo că vorbeam de 6, de 3, uite, vezi, deja în firma aceasta l-avem și pe 6 și pe 3, prin urmare, are deja o parte din ingrediente pentru a fi de succes, să zicem așa, dar nu ține tot, adică chiar dacă avem predispoziția, chiar dacă avem energiile care ne ajută, aici ne-ar mai trebui deja și data de naștere a persoanei care are firma aceasta de beauty, da? Și mult mai multe. Ne ia foarte mult timp, adică nu este că nu vreau, dacă facem o emisiune, luăm un exemplu cap-coadă, stăm o oră și facem o mic dar preview din ce, cum din ce se poate face. Și la alte întrebări. Da, tocmai. Dar este o firmă bună, chiar e o firmă ok pe partea asta, ca dată de naștere, cel puțin. După aia, uite, ne mai uităm că mai are acolo, are cuiu iarăși care e cu cifre, ne uităm și la cui. Da, dar ar trebui să fie un loc în care chiar se simtă bine cu ceea ce face. Și ar fi foarte important, firma cere ca lucrurile să fie făcute din plăcere. 6-le, plăcere. Da. Adică dacă face de plăcere, cu siguranță și firma va rezona și se va alinia așa cu ceea ce face. Super! Să știi că vom mai saluta niște persoane. Mari, Iulia, bună, Daniela. Servus, Daniela. Și Angie. Așa, Valentina, i-am spus cu numărul maestru 33, a spus că da, se regăsește și mulțumește. Sunt și, multe de discutat. Mai avem o întrebare. De la Valentina, dacă lucrăm pe comision, tot așa calculăm 3, 6 sau 8%? Da, putem să mergem și pe principiu. Acum depinde cât de mult îi permite. Sau poate să fie 15, că poate comisionul, știi, de 3% este unul foarte mic, sau de 6, sau 24%. Sau... Dar, adică nu rămâneți axat să fie doar 3, 6 și 9, și 8, pardon, ci să fie, da, uite, cum e la 100. Depinde din ce. Da, adică ăla, știi? Suma comisiunilor respectiv să fie 3, să 6 sau 8. Exact. Așa. Hai să vedem acum care sunt semnele numerologice, să spunem așa, care ne fac atenți că ceva nu funcționează. La ce ar trebui să fim atenți? Ne vorbesc numerele sau nu? Numerele ne vorbesc, asta e indubitabil, deja am văzut, nu? Ne uităm la o cifră și știm foarte multe lucruri, chiar dacă eu am spus aparent puține, sunt mult mai multe. Ce nu funcționează? Întrebarea asta ar trebui să fie și într-un context, adică ok, dacă ne uităm, uite, pe parte de beauty și vedem ceva anume ce nu funcționează, da, dacă avem anumite cifre acolo care apar, care, nu știu, se întâlnesc mai des, poate dacă e, luăm și matrițele clienților, dar așa, la modul general, nu există cifre ghinionice.
iluziioniste, cum spunem noi, există doar cifre. Ele au și polaritatea plus și polaritatea minus. Depinde și de noi și de mulți alți factori în ce direcție ne ducem. Adică, uite, un 6 în aspectul pozitiv, da, reprezintă plăcere, e o cifra banului, de altfel, 6-le, o cifra confortului, o cifra creației, o capacitate, da, în energia lui 6 de a crea, dar creația chiar cu propriile mânuțe, cum este pe beauty, de aceea am zis că este foarte bine, da. Tot ce ține de partea asta și de mânuțe, și 6-le cere și o oarecare productivitate, practicitate în aspectele pozitive. Am dat doar câteva, dar în aspectele negative, 6 poate să distrugă, de exemplu, sau să devină dezechilibrat, da? Să creeze haos. Deci, întrebarea este una foarte generoasă în aspectul ăsta, care e generală, efectiv. Dar cifrele sunt și bune și rele. Depinde dacă știm noi să lucrăm cu ele. Uite, am făcut și o rimă. Exact, da. Și să știi că mai avem întrebări. În situația în care modificăm numele firmei, ținem cont de data în care facem modificarea numelui sau rămâne data? Eu, din ce știu, se dă un nou certificat. Am trecut și eu prin asta. Am modificat nu numele firmei, ci am modificat codul Cayenne. Și bine, într-adevăr, se dă un nou certificat, nu se modifică J-ul și Q-ul, așa este, dar ar fi interesant să te uiți la acel certificat care are și el o dată, pentru că pe certificatul firmei găsiți așa J-ul, dar găsiți și data emiterii certificatului. Poate să fie o dată identică cu J-ul sau ulterioară. Da? J-ul ne spune practic prima și prima oară când a luat înființare firma, adică când a început să existe ca entitate. După aia e mai o ștampilă pus acolo cu data, cu data certificatului, adică ok, ea a fost înregistrată în Registrul Comerțului în data de 16.02.2023, spre exemplu, dar poate certificatul efectiv s-a emis în 17.02 sau 18.02, în funcție de cum au fost prelucrate acele acte. În cazul de față, ar fi bine totuși să se uite, odată ai modificat numele firmei, deci trebuie să te uiți, să transformi cifrele, literele în cifre, să vezi cum arată matrița numelui, acum pentru unii o să vorbesc limbi străine, dar numele devine și el cifre. Și atunci este bine să vezi ce s-a schimbat în energia acelor cifre, care este vibrația totală, da, ce cifră principală, vibrație ne dă numele nou. Cum se raportează cu matrița? Matrița va rămâne cea de bază, da? Adică cea în care a fost înființată, da? Dar putem să ne uităm totuși. Da, putem să ne uităm totuși de ce, adică acea matriță și partea de numerologie ne poate zice de ce atunci ai ales să faci acea schimbare. Uneori chiar ne putem uita și să zicem ok, acum este momentul pentru un upgrade. Nu știu, ceva anume nou să aduci sau ceva să schimbi sau ceva să scoți sau sunt diverse. Rămâne aceeași matriță, Cati, dar important este să vezi impactul numelui, pentru că energia numelui s-a schimbat. Și să-l corelezi, Cati știu, este cunoscătoare pe numerologie, să vezi un picuț cum se raportează la matrița de bază cu matrița numelui, da? Și uită-te un picuț și la acea dată a certificatului nou eliberat și vezi și acolo că o să-ți mai spună probabil niște lucruri. Dar în esență va rămâne certificatul, adică J-ul ăla, data de naștere din J. Da. Super, să știi că mai avem întrebări, așa că mergem în continuare. Da, achiziționat un apartament pe 7.9.2020 în rată ipotecar, însă ratele cresc simțitor. Data nașterii mele este 13.10.1975. Și are și întrebarea: ce îmi puteți spune dacă voi face față pe viitor sau să fac o cedare de contract? Aici deja trebuie să fac calcule cu matrițe și trebuie foaia și pixul și ar dura un picuț și voi v-ați uita la mine în timp ce eu aș calcula. Da, pe scurt. În primul rând, ce vreau să punctez. Mă bucur acum că ne dați studiu de caz, dar în același timp, pentru că data de naștere ne poate spune foarte multe despre voi ca persoană, nu aș face-o publică așa oriunde, cel puțin nu cu lună, an și zi, pentru că pentru un numerolog deja este foarte evident de cum anume tu funcționezi. Bineînțeles, asta nu poate decât să ne ajute, dar totuși este un lucru intim data de naștere. În ceea ce privește modificarea, mai poți să-mi dai o dată, te rog, data din care a făcut creditul? Da. În 7-a, 9-a, uite, vezi, avem 7-le, ok, 9-le, deci oricum 7-a, 9-a,
am să introduc eu aici pentru matrița, măcar pentru data respectivă. A fost făcut foarte, cum să zic, emoțional acest credit, pentru simplu fapt că are 4 de 2 matriță, 2 de 6, deci a fost pentru o nevoie de casă. Uite, vezi, matrița zilei respective este foarte bine aspectată pe emoții și pe energia de teritoriu. Efectiv, de a avea 7-9-2020, de a avea propriu teritoriu, de a avea propriu spațiu. Sunt sigură că a fost luată cu oarecare înțelepciune și oarecare analiză decizia, dar, în esență, uitându-mă matrița, a fost și un aspect emoțional acolo. Acum, faptul că ea crește, ok, putem să vedem din data de naștere, dar asta țin și de parametri, adică ar trebui să aducem și nivelul României, data de naștere a României și să vedem un picul și la ce bancă e și care e... Se poate face, dar eu văd în același timp, în ziua ei de naștere, uite, poate o ajută mai mult, pentru 13-10-1975, oricum fiind un 4 interior, ziua în care noi ne naștem, în cazul de față 13, ne spune despre felul de a fi al omului, da? Adică modul în care el funcționează în intimitatea lui, în interiorul lui. Ea este genul de persoană care se bazează pe ideea aceasta că trebuie să muncim, trebuie să avem baze solide, da? Ea așteaptă asta, da? Și principiile după care ea se ghidează în interiorul său e muncă, ordine, disciplină, da? Siguranță, nevoie de siguranță foarte, foarte mare, chiar dacă în afară, luna de naștere ne arată rolul social pe care îl avem de îndeplinit, efectiv, da? Ce așteaptă lumea de la noi sau ce avem noi de îndeplinit în raport cu socialul, unde acolo se arată că este un lider și se descurcă foarte bine pe cont propriu. Nu înseamnă că nu este așa. Doar că interiorul este diferit față de exterior. Nu că ar fi unul mai bun sau unul mai rău, ci pur și simplu doar diferit. Însă matrița ei arată că trece prin diverse încercări în viață. Și este, cum să zicem așa, are o înțelepciune la purtător care necesită folosită în viața aceasta și o intuiție foarte bună. Sper să-și folosească intuiția, cu toate că o văd un picuț așa, patru este mai pragmatic, știi? Și până nu vede rezultatele, utilitatea și toate celelalte, e posibil să nu prea aibă încredere în acea intuiție. Dar să se încreadă în informațiile pe care ea însuși le primește, ca să zicem așa, de la sursă. Are o conexiune foarte bună cu Universul. Super. Și Universul comunică foarte bine cu Dumnezeu, comunică foarte bine cu ea. O invităm dacă vrea să știe în detaliu, așa, să te contacteze și acolo vă puneți de acord ce și cum. Da, eu țin și consultații numerologice, așa, cu drag, cei mai, care vor să aprofundeze. Exact, așa. Da. Vreau să te întreb acum, cum ai aplicat tu numerologia în Alexa Event? Păi o aplic în fiecare zi, pentru că în primul rând țin consultații numerologice. Știi cum e? De la un punct, chiar dacă mă uit în cifre, intri pe fluxul cifrelor și nu mai simți nevoia și nici nu mai... Adică nu vă gândiți că stau la fiecare secundă și mă uit la câte o cifră în sensul ăsta, să nu fac o mișcare fără să am o cifră. Pur și simplu dacă îmi apar cifrele, eu deja știu ce semnifică și... Știi cum e? Dacă afară te uiți pe geam și afară plouă, te adaptezi și ții umbrela. Așa și cu numerologia și cu cifrele. Știi? Dacă mă uit în energia zilei de astăzi, văd, da, mă uit în data de naștere a firmei mele, știu care sunt plusurile, știu data mea de naștere, adică deja am aceste informații și știu care sunt punctele la care am de lucrat. Eu nu le văd ca un punct slab, ci pur și simplu care le am de dezvoltat, ce aspecte necesită dezvoltate și ce aspecte sau ce instrumente le am bine dezvoltate, doar trebuie să mă asigur că le folosesc corespunzător. Ele mă ajută de zi cu zi și de fiecare dată când eu am o întrebare și caut un răspuns. Mm-hmm. Da? Și noi sunt și ca un stil de viață. Exact. Și noi cei care suntem, să spunem așa, nu prea avem treabă cu numerologia, la ce am putea să ne uităm, nu știu, fiecare zi, de exemplu? La energia zilei, uite, spre exemplu cum este astăzi, odată ne putem uita că este 16, adică 7, ține de latura de înțelepciune, uite, da, e 16-2-2023, aș putea să zicem că azi e bine să comunicăm cu înțelepciune și să colaborăm la fel, tot cu înțelepciune, de altfel luna februarie fiind predispusă în a ne testa pe latura aceasta de parteneriate, de colaborări, de relații, de tot felul de relații, de la cele de iubire până la cele de business și relația cu noi înșine de asemenea. Dar astăzi e bine să facem o introspecție în ceea ce privește relațiile pe care noi le avem.
și să vedem, facem așa o analiză mai profundă a lucrurilor, să vedem. Suntem unde nu trebuie, necesită ceva anume schimbat, nu necesită schimbat, pur și simplu, dar asta deja, eu acum explicația asta am dat-o dintr-o experiență de lucru, știu. Da. Dar, uite, dacă ne uităm pe internet, numai că acum depinde și unde anume ne uităm, ne vedem vibrația interioară a zilei. Și putem să calculăm și vibrația totală. Vibrația totală, da, sau vibrația de destin. 1 plus 6 plus 2 plus 2 plus 0 plus 2 plus 3 va da un număr, da? Care se reduce și ăla la vibrație. De exemplu, astăzi, dacă adunăm, ne dă 16. Vezi, 16 interior, adică 7, 16, adică 7 destin. Se pupă interiorul cu destinul. Și pur și simplu să ne aducem, vedem ce înseamnă vibrația lui 7. Așa, simplist. Fac calculul acesta simplist, mă uit ce înseamnă 7 și cumva știu cam ce energie în linii mari este astăzi. Da? Mm-hmm. Tot felul de lucruri care ne pot duce în direcția de a relua poate și anumite legături. Dar nu neapărat doar legăturile astea așa eu cu tine, ci legăturile cu rădăcina noastră, cu cerurile și așa mai departe. Da? O altfel de legătură, mai spirituală. Nu știu când a trecut timpul și vreau să ne povestești un pic despre Alexa Event. Păi, eu pe... Exact ce spuneam la început, cursuri de dezvoltare personală, spirituală și ceva pe profesional, adică autorizate ANC, prin colaboratori, noi le promovăm, dar doar acelea care rezonează și au de-a face iarăși cu sfera în care eu mă învârt, cea spirituală și de dezvoltare personală. Cursuri în general, pentru cei care vor să se înțeleagă pe ei înșiși, să lucreze cu ei, să se dezvolte, să vindece poate anumite lucruri și partea aceasta de consiliere numerologică. Deci, în linii mari, dezvoltare personală și spirituală. Mm-hmm. Da. Avem și secțiune de cursuri înregistrate pentru cei care nu pot participa live pe Zoom sau în sală. Acum, cei drept, noi în ultima perioadă am fost doar pe Zoom, mai puțin în sală, pentru că ajungem și la cei care sunt în diverse părți ale lumii, nu doar ale țării. Și ne roagă și ei, oricum o să revenim în format hibrid, am mai avut evenimente la modul acesta. Dar lucru cu noi înșine. Pe alexaevent.ro. Uite, site-ul unde... Pe alexaevent.ro. Acum, la încheiere, mi-ar plăcea să ne spui care este cea mai mare lecție pe care ai învățat-o tu în afaceri și vrei să o împărtășești cu noi. Din această călătorie... Să nu am așteptări. Să nu ai așteptări. Asta mi-a venit prima. Eu am lăsat că sunt multe lecții, dar vreau să înțeleagă lumea că prin a nu avea așteptări nu e la modul, nu știu, nu fac nimic. Ci pur și simplu de a-mi pune intenția, spre exemplu, dacă vorbim de evenimente, să organizez un eveniment pe o anumită tematică sau cu un anumit trainer, cu toate că noi avem colaboratori stabili cu care lucrăm de ani de zile, dar mai apar și colaboratori noi. Pur și simplu îmi pun în intenție că îmi doresc să fac și pe alte tematici de dezvoltare personală și după care las să vină de la sine. Fac ceva, iau legătura, spre exemplu, cu omul respectiv, îi scriu, vedem dacă putem colabora, dar fără a face din starea de atașament, de dependență, de trebuie, ci pur și simplu îmi pun o intenție și vedem ce se întâmplă. La asta mă refer când spun fără așteptări. Și mi-a plăcut foarte mult, simt că este o încheiere foarte, foarte faină. Să facem lucrurile fără așteptări, doar să ne punem o intenție și să ne lăsăm și surprinși câteodată, nu doar să controlăm lucrurile. Vreau să vă mulțumesc foarte mult că ați fost în număr atât de mare astăzi alături de noi și dacă aveți întrebări, scrieți-le, pentru că Alexandra vă va răspunde cu mare drag în comentarii după încheierea acestui live. Din păcate, timpul s-a scurs. Dar înainte de a încheia, vreau să mulțumesc partenerilor noștri, Pablo Logistic, Exclusive Vision, Diana Claudia, Filip, Permis de Business, Bright Goals, IM Consulting, Vicențiul, Roxana Blăgescu, Luisa Mateescu, Coaching for Marketing. Și dacă vreți și voi să fiți aici alături de noi cu logo-ul vostru sau să fiți pe coperta paginii grupului de Pro Business, vă rugăm să ne scrieți și vă vom da toate detaliile. Eu vă îmbrățișez cu mare, mare drag. Mulțumesc tare mult, Alexandra. Ne vedem în martie. Ne vedem în martie, bineînțeles. Eu abia aștept. Continuăm sesiunea. Exact, continuăm sesiunea. Audio n-am rămas. Și, Alexandra, am să te invit, pentru că mai sunt întrebări.
să răspunzi în comentarii după ce încheiem acest live. Vă îmbrățișez cu mare, mare drag și vă aștept joia următoare la un nou interviu, interviul pro. O zi fantastică vă doresc să aveți!